Un pasager care călătorea cu avionul pe ruta Paris-București nu va uita prea curând acest zbor. Bărbatului i s-a făcut rău în timp ce aeronava trecea printr-o zonă cu turbulențe. Din fericire, la bord era un medic care i-a acordat primul ajutor. Și nu oricine, chiar șeful departamentului pentru situații de urgențe, Raed Arafat. Avionul a plecat din Paris spre București la ora 20:55, ora Franței, și se afla în zbor de aproximativ 2 ore, când unui pasager așezat la câteva rânduri în spatele lui Raed Arafat i s-a făcut rău. S-a întâmplat fix după ce personalul de la bord a cerut pasagerilor să nu-și părăsească locurile, pentru că aeronava traversa o zonă cu turbulențe. Doar că pasagerii, văzându-l pe Arafat în avion, nu au putut să nu-i ceară ajutorul. Șeful DSU nu a stat pe gânduri și a mers să-i ofere bolnavului primul ajutor. Personalul de la bord a insistat ca Arafat să revină la locul său, pentru că erau turbulențe și că, potrivit protocolului, ei ar trebui să aibă grijă de pasager. Pasagerii le-au explicat însă cine este medicul Raed Arafat și de ce i-au cerut ajutorul. Raed Arafat a stabilizat pacientul și le-a explicat celor de la Air France ce să facă mai departe. Bărbatul, care își pierduse conștiința, și-a revenit și a ajuns în siguranță la București. De altfel, Raed Arafat a fost observat de români încă de la îmbarcare. Șeful DSU a salutat distant, dar politicos, toți pasagerii. Medicul a călătorit cu un zbor de linie, însă la clasa economy.